Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Urmează-ți visul, partea a doua. Iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm. Geneza, capitolul 37, versetele 19 și 20. Iosif a avut vise mari, dar iată cum au reacționat frații săi la visele sale. Veniți să-l omorâm. Uneori chiar și persoanele cele mai apropiate îți vor disprețui visul, dar cu toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl poți împlini. Andre Segovia s-a născut în sudul Spaniei, iar când era copil a învățat să cânte la chitară. Pe vremea aceea, chitara era considerată doar un instrument popular. Compozitorii și muzicienii serioși nu îl respectau. Dar Segovia a văzut în acest instrument un potențial pentru muzica clasică. A început să studieze tehnicile muzicienilor clasici care cântau la vioară și la violoncel. Apoi, el a aplicat aceste tehnici cântatului la chitară și a dezvoltat alte și alte metode proprii. A adaptat compoziții ale vechilor maestri, precum Bach, și a început să le cânte la instrumentul său. În 1909, Segovia și-a făcut debutul la vârsta de 16 ani. În 1919, a făcut înconjurul lumii și a acaparat instituția muzicii clasice. Pentru prima oară, compozitorii au început să scrie muzică clasică pentru chitară și astfel a luat ființă un nou gen muzical. De-a lungul a 80 de ani, Andre Segovia a schimbat percepția oamenilor asupra acestui instrument. Și la fel ca multe alte vise îndrăznețe, visul său a avut un impact major. Efortul său a deschis ușa acestui instrument muzical către săli de concerte, biserici sau formații de jazz și a condus totodată la apariția chitarei electronice. Astăzi, dacă îți place chitara sau muzica celor care cântă la chitară, mulțumește-i și lui Andre Segovia. Dacă nu ar fi fost visul său, o mare parte din muzica secolului 20 ar fi luat-o într-o direcție diametral opusă. Concluzie: urmează-ți visul dat de Dumnezeu și cu ajutorul lui îl vei putea împlini.